Cu o istorie de aproape 30 de ani, stema României este unul dintre cele mai de preț simboluri naționale care prezintă statul român național, suveran și independent. Pentru toate popoarele, stema țării, semnul heraldic suprem, are o importanță deosebită. Imaginile care o compun evocă istoria țării, iar prin intermediul ei, tradiția rămâne veșnic vie și semnificația ei trezește sentimentul național. Stema României a suferit modificări de-a lungul timpului în funcție de schimbările de regim politic. A fost adoptată de Parlament în anul 1992 și are la bază stema din perioada interbelică proiectată la cererea regelui Ferdinand I al României. Simbolul stemei este un vultur sau o acvilă de aur încoronată, încadrată într-un scut mare albastru. Acvila poartă în cioc o cruce ortodoxă pe cap, coroana de oțel a României, în gheara dreaptă ține o sabie, iar în cea stângă un sceptru. Pe pieptul acvilei este un alt scut împărțit în 5 cartiere, simbolizând cele 5 provincii românești: Țara Românească, Moldova, Transilvania, Banatul, Oltenia și Dobrogea. În multe steme naționale, elementele constitutive sunt fidele trecutului istoric național, fiind recunoscute unanim de toți cetățenii. Asemenea, simboluri nobile nu sunt fundamentate doar prin legi și decrete. Ele sunt în aceeași măsură chintesența idealurilor și aspirațiilor cetățenilor, dar mai ales transmise din generație în generație, reflectă pentru state cu veche tradiție, cum este și cazul principatelor românești, simbolurile legendare ale începuturilor lor istorice. Spre deosebire de țările Europei apusene, unde documentarea temelor este relativ bogată, existând inclusiv numeroase izvoare scrise și ilustrate, pentru țările române izvoarele sunt incomparabil mai puține și inițial aproape exclusiv de ordin sigilar. Acest tip de document, pe lângă posibilitatea pierderii unor detalii datorită deteriorărilor frecvente ale sigiliilor, are dezavantajul de a nu prezenta culorile diferitelor elemente heraldice ce compun stema, spun oficialii statului. Stema de stat a țării românești este cunoscută pentru prima dată la sfârșitul secolului al XIV-lea pe un document emis la 20 ianuarie 1368 de domnitorul Vladislav I, cunoscut și ca Vlai cu Vodă, și consistă dintr-un vultur cu capul conturnat, având la dreapta o cruce și la stânga o stea și o lună, totul înscris într-un scut de tip francez vechi. Piesa sigilară fiind destul de deteriorată, amănuntele heraldice se pot determina abia pe o pecete absolut asemănătoare din 1390. Conform istoricilor, fără nicio îndoială, această stemă este mai veche decât prima ei atestare, datând cel puțin din vremea domniei lui Basarab I, primul domnitor al țării românești. Pentru stema de familie a primei case domnitoare românești este clar, spun istoricii, că ea nu a putut să fie concedată de regii Ungariei ca suzerani ai teritoriului sudcarpatic, deoarece culorile basarabilor, auriu cu roșu, sunt superioare celor ale stemei maghiare arapadiene, argint cu roșu. Ceea ce face evident faptul că stema strămoșilor basarabilor este veche și obținută independent față de coroana maghiară. Este de semnalat și asemănarea stemei basarabilor cu cea a săneștilor de la sudul Dunării, ambele având probabil origini comune. Stema de stat muntenească este foarte probabil ilustrarea unui fapt istoric, real sau imaginar, așa cum sunt majoritatea stemelor create în această perioadă. Din păcate, legenda care a stat la baza ei nu s-a transmis, așa cum a fost cazul pentru stema Moldovei. Îmbinarea celor două elemente cheie ale stemei, a vulturului, pasăre specifică zonei de munte, și a crucii, pare să indice două lucruri. Primul ar stabili locul geografic al formațiunii respective în zona montană, foarte probabil pe ambele versante ale Carpaților meridionali în jurul de defileului Oltului. Al doilea element major, crucea, inițial redată separat, apoi ținută în cioc de vulturi sau acvilă, ar putea însemna că acest simbol creștin, adus sau arătat legendar de vulturi, a fost preluat de către conducătorul local într-o luptă dată împotriva unor necreștini. Aceasta ar exclude, spun specialiștii, apariția stemei muntene ca urmare a unui conflict cu maghiarii și ar presupune fie o luptă cu forțe cumane încă necreștinate, fie cu tătarii. Ținând cont de victoria obținută de forțele românești din această zonă împotriva hoardelor tătare aflate în retragere în anul 1242, este posibil ca tocmai acest eveniment să fi stat la baza legendei ce a dus la crearea stemei viitoarei țării românești. Pentru vechimea mare, cu un secol în urma primei dovezi sigilografice pe care o avem, ar mai putea pleda însă un element. Stemele de pe sigiliile din secolele al XIV-lea și al XV-lea au pasărea conturnată redată în chip de vultur și doar treptat spre sfârșitul secolului al XV-lea ea se transformă și capătă înfățișarea de acvilă. Pe când, pe monedele aceleiași perioade, pasărea apare de la început sub formă de acvilă, așa cum se vede și pe dinarii bătuți sub același Vladislav I. Este bine de știut că sigiliile se schimbă mai greu, au o tendință de conservare a formelor mai vechi, pe când elementele unei monede se schimbă cu o mai mare ușurință, observă istoricii. În decursul timpului, elementele componente ale stemei își schimbă înfățișarea, evoluează. Spre exemplu, exceptând forma și tipul păsării și a crucii, amintim că modificarea tipului de scut de cel de tip francez vechi la cel central european cu vârful rotunjit, apoi la cel de tip francez modern, trecând în cel de tip renunțat
renascentist și așa mai departe. Un element foarte important al stemei valahice care trebuie reținut este coroana princiară, care începe să fie așezată pe capul acvilei de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Pornind de la stema sigilară din 1579 a domnitorului Petru Cercel, tot mai mulți domnitori de la Mihai Viteazul și urmașii săi direcți până la domnitorii fanarioți ai secolului al XVIII-lea, toți vor pune acest simbol al suveranității pe stemele țării. Trebuie semnalată de asemenea apariția unui nou element heraldic, aleilor afrontați care susțin scutul. În prima jumătate a veacului trecut, stema Munteniei se transformă în emblemă. Prin dispariția scutului, acvila românească ajunge să fie înfățișată obișnuit cu aripile larg desfăcute cu crucea în cioc încoronată, ținând în ghiare spada și sceptrul. În 1848, guvernul revoluționar va menține ca stema a statului acvila încoronată care ține în cioc crucea și în ghiare spada și sceptrul sau care stă pe un trofeu. Același simbol heraldic se menține până la înfăptuirea unirii Moldovei cu țara românească prin dubla alegere ca domnitor la 5 și 24 ianuarie 1859 a colonelului Alexandru Ioan Cuza, când simbolul heraldic al noului stat va prelua stemele Munteniei și Moldovei. Stema Moldovei, capul de bour, căruia este asociat o stea, o lună și o floare, pare a fi și ea de origine mai veche decât prima sa atestare documentară, tot sigilară, datând din 1387, dar ca și în cazul țării românești, abia sigilul de pe Hrisovul din 30 martie 1392, dat de domnitorul Roman I Mușat, este suficient de clar pentru a se desluși toate amănuntele. Aceea stemă cu capul de bour, având coarnele recurbate în afară, apare și pe monedele emise de Petru I Mușat în 1377. Începând din anul 1409, coarnele bourului își modifică înfățișarea, fiind curbate înăuntru, amănunt care se va păstra întocmai în toată evoluția istorică a stemei. Tot în 1409 se modifică și forma stelei, care va avea 5 colțuri în loc de 6. Trandafirul plasat la stânga botului va fi redat cu petale, un globular semilună rămânând sub aceeași formă. Este de menționat că scutul stemei este încadrat într-un chenar cu 6 lobi. În decursul secolelor al XV-lea și al XVI-lea, stema Moldovei rămâne aproape neschimbată, cele mai semnificative modificări fiind cele ale formei scutului. Pentru prima dată, la 1563, sub domnia lui Despot Vodă, scutul apare suprapus de o coroană princiară deschisă. Din secolul al XVII-lea, coroana princiară, ca simbol al puterii suverane, va fi redată chiar deasupra coarnelor, asociată de multe ori cu celelalte două simboluri ale puterii, spada și buzduganul. Este de semnalat că, începând cu domnia lui Vasile Lupu, steaua care flanca la stânga botului bourului se transformă în soare. În secolul al XVIII-lea, chiar dacă elementele heraldice vechi rămân în esență aceleași, stema devine tot mai încărcată cu ornamente exterioare, în special trofee cu arme variate sau este susținută de lei rampanți. La începutul secolului al XIX-lea, stema cu cap de bour va fi așezată pe un manton de purpură căptușit cu hermină. Sub domeniile lui Mihail Sturza, cât și ale lui Grigore Alexandru Ghica, se constată tendința de a se modifica aspectul animalului heraldic, bourul tradițional fiind înlocuit cu zimbrul, iar scutul apare încadrat între doi delfini afrontați. Unirea principatelor va duce într-o primă etapă la alăturarea simbolurilor heraldice ale țării românești și Moldovei, fără a se crea o nouă stemă inițial. Prioritatea a revenit bourului sau zimbrului Moldovei, apoi abia acvilei muntene. Această dispunere a simbolurilor heraldice moldovene și muntene este evidențiată și la prima stemă, instituită oficial la 9 februarie 1861, cu observația că aici acvila țării românești apare neîncoronată, pe când în majoritatea reprezentărilor oficiale ale stemei, ea continuă să fie redată încoronată, conform tradiției. Trebuie subliniat faptul că această stemă oficială nu este respectată și că pe aproape toate actele oficiale, portrete ale domnitorului Cuza, servicii de veselă comandate de domnitor și așa mai departe, stema țării este redată diferit. În general, ea este înfrumusețată și înnobilată prin plasarea celor două scuturi alăturate și încoronate, uneori chiar cu o coroană regală, prin plasarea lor pe o mantie de purpură căptușită cu hermină, scuturile fiind flancate de doi delfini afrontați. Delfinii, ca un nou element heraldic al stemei, simbolizau ieșirea la Marea Neagră, ca rezultat al retrocedării prin pacea de la Paris din 1856 a celor trei județe din sudul Basarabiei, Izmail, Cahul și Bolgrad. În aceeași perioadă se folosesc însă și steme în care ordinea simbolurilor celor două țări este inversată. Din a doua parte a domniei lui Cuza apar și steme ale Principatelor Unite, care au scutul scartelat în cartierele 1 și 4 pe fond albastru, fiind acvila cruciată, iar în cartierele 2 și 3 pe fond roșu, capul de zimbru cu stea între coarne, centrul scutului este timbrat cu tricolorul românesc. Scutul, încoronat princiar, este flancat de delfini afrontați, totul așezat pe mantia de purpură căptușită cu hermină, încoronată deseori regal și susținută de două hampe care au înscrise pe cartușe datele dublei alegeri. O panglică cu deviza toți în unu apare frecvent la partea inferioară a herminei. După alegerea ca domnitor a principelui Carol de Hohenzollern, adunarea electivă transformată ulterior în Camera Deputaților a dezbătut și a aprobat la 30 martie 1867 noua stemă de stat pe baza proiectului
proiectului lui Ion Ghica. Stema este formată dintr-un scut scartelat, având în cartierele 1 și 4, pe albastru, azur și pe aur, o acvilă cruciată și conturnată și în cartierele 2 și 3, pe fond albastru și roșu, capul de bouri cu steaua între coarne, atât acvila cât și bourul erau în culori naturale. Peste cele 4 cartiere era stema familiei de Hohenzollern, un scut scartelat alb și negru. Scutul timbrat cu o coroană regală era susținut de o femeie ținând în mâna dreaptă o sica, adică o sabie scurtă, și de un leopard, iar sub tenanți era o eșarfă albastră pe care era înscrisă cu galben noua deviză a țării, Nihil sine Deo, adică nimic fără Dumnezeu. Armele țării erau așezate pe un manton de purpură cu franjuri de aur, căptușit cu hermină și timbrat cu o coroană regală. La 8 martie 1872, Senatul modifică stema. Astfel, scutul scartelat are în primul cartier pe azur acvila încoronată și cruciată, purtând în gheare spada și sceptrul totul de aur, flancată de un soare tot de aur, în cartierul al doilea pe roșu, un cap de zimbru cu stea între coarne, flancat de o semilună, totul din aur, un element heraldic nou. Simbolul Olteniei a fost introdus în cartierul al treilea, pe fond roșu, un leu încoronat ieșa dintr-o coroană antică, flancat de o stea cu 6 raze, totul din aur, iar cartierul al patrulea pe azur, 2 delfini afrontați din aur. Pe centru scutului scartelat al casei domnitoare, scutul timbrat cu coroana regală era susținut de 2 lei cu coada între picioare. Restul elementelor, eșarfa cu deviza și mantoul încoronat, au rămas aceleași cu cele stabilite în 1871. După proclamarea regatului în 1881, prin uz și nu prin lege, se aduc unele modificări acestei steme. Este înlocuită coroana din aur ce timbra mantoul de purpură și hermină cu coroana regală din oțel, cu care a fost încoronat Carol I. Se adaugă sub eșarfa devizei Ordinul Steaua României și se schimbă poziția cozilor celor 2 lei. În prima perioadă a domniei regelui Ferdinand I, pe lângă stema oficială din 1872 cu modificările semnalate, a început să fie folosită și o altă stemă mai puțin încărcată. Forma ei pornește de la însemnul Ordinului Carol I, înființat în 1906 și care devenise cea mai importantă decorație românească, ideea inițială regăsindu-se încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Astfel, scutul cu armele țării era plasat pe corpul unei acvile românești încoronată și cruciată, cu zborul în jos, ținând în gheare spada și sceptrul și având eșarfa cu deviza Nihil sine Dio plasată peste coadă. Desăvârșirea Unității Naționale după Primul Război Mondial a impus schimbarea din nou a stemei, pentru a se include și simbolurile heraldice ale noilor provincii. Este de subliniat că, exceptând Transilvania, care, deși organizată ca voievodat în cadrul regatului maghiar încă din secolele 12-13 și după căderea și ocuparea acestuia de otomani la începutul secolului al XVI-lea, devenită principat autonom cu același statut ca și Țara Românească și Moldova, nu va avea o stemă proprie. Ea nu va apărea decât pe la 1590 și era compusă dintr-un scut împărțit în două câmpuri. Pe câmpul superior era o jumătate de acvilă cu zborul desfăcut, ieșind din linia de demarcație, iar în câmpul inferior 7 munți cu câte un turn pe ele. Aceste elemente heraldice, cu mențiunea că munții cu turnuri vor fi înlocuiți cu turnuri de cetate, vor rămâne sub diferite reprezentări aceleași pe tot parcursul istoriei. Celelalte provincii românești care s-au alipit României nu au avut simboluri heraldice proprii de tradiție care să fie incluse în stemă. Bucovina și Basarabia erau părți ale Moldovei, care niciodată înaintea ocupărilor de către Imperiul Austriac și Imperiul Rusiei nu au constituit entități regionale separate, iar Banatul, Crișana și Maramureșul căpătaseră simboluri heraldice doar sub administrația austro-ungară la sfârșitul secolului al XIX-lea. La 23 iunie 1921, pe baza propunerilor Comisiei Consultative Heraldice, Parlamentul votează legea privind noua stemă a României Mari. Stema se prezenta sub trei forme, mare, mijlocie și mică, fiind folosită fiecare din ele în funcție de importanța actului. Ea se prezenta astfel, scut albastru-azur, pe care este o acvilă cruciată, încoronată cu spada și sceptrul în gheare, totul din aur, purtând pe piept un scut scartelat, având la bază un triunghi și pe centru un ecuson alb-negru. În primul cartier, pe fond albastru-azur, o acvilă cruciată de aur cu ciocul și ghearele roșii, flancată de un soare și o semilună tot de aur. În cartierul al doilea, pe fond roșu, un cap de zimbru în culori naturale cu o stea între coarne și flancată de o floare și o semilună conturnată din aur. În cartierul al treilea, pe fond roșu, un leu ieșind dintr-un pod, ambele de aur. În cartierul al patrulea, tăiat de o fascie roșie, pe câmpul superior de culoare albastră, o acvilă neagră cu limbă roșie, având un soare de aur și o semilună conturnată, iar în câmpul inferior pe aur, 7 turnuri de cetate colorate roșu. În triunghiul în șef, pe albastru, 2 delfini afruntați de aur. Scutul este timbrat cu coroana regală românească din oțel și este susținut de 2 lei de aur cu limbile roșii. Colanul Ordinului Carol I atârnă la baza scutului, iar eșarfa albastră cu deviza Nihil sine Deo de aur este plasată sub lei și scut. Totul este așezat pe un mantou de purpură dublat cu hermină și bordisit cu franjuri de aur și timbrat cu o coroană regală de aur.
După ce regele Mihai I a fost forțat să abdice la 30 decembrie 1947, regimul comunist a înlocuit cu totul vechea stemă. În ianuarie 1948 se alcătuiește în chip de stemă o emblemă heraldic după model sovietic, compusă dintr-o cunună ovală din spice de grâu în culori naturale legate jos cu o panglică tricoloră pe care erau siglele RPR, abreviere de la Republica Populară Română. În interiorul cununii fiind redat un câmp pe care era un tractor, având ca fundal un grup de 3 furnale din spatele cărora răsărea soarele ce împrăștia razele, totul în culori naturale. La 28 martie 1948, prin lege, câmpul cu tractorul și furnalele sunt înlocuite cu un peisaj, un câmp verde la marginea unei păduri de brazi, o sondă și un masiv muntos, un soare care răsare și emană raze, totul redat în culori naturale și încadrat în aceeași cunună deschisă de spice legate cu pamblică tricoloră. În 1952, pe razele dintre spicele cununii, a fost plasată steaua roșie cu 5 colțuri specifică regimului sovietic. După proclamarea Republicii Socialiste România, în 1965, simbolul heraldic a rămas în esență același. S-a adăugat la bază o fâșie albastră simbolizând un râu, iar numele statului a fost scris întreg pe pamblica tricoloră. Imediat după Revoluția din 1989, s-a pus problema conferirii României unei steme noi reprezentative. De fapt, primul simbol al Revoluției a fost steagul cu o gaură în mijloc, de pe care fusese îndepărtată stema comunistă. Comisia Heraldică, numită în scopul realizării noii steme a României, a lucrat intens, supunând Parlamentului 2 variante finale care au fost în cele din urmă combinate. Rezultatul îl constituie designul actual, adoptat de cele 2 camere ale Parlamentului, reunite în sesiunea din 10 septembrie 1992.